La o săptămână după atacurile teroriste din Paris și după raidul de amploare din Saint-Denis, parizienii au revenit la activitățile obișnuite, dar și la modul preferat de petrecere a timpului liber, bistrourile și cafenelele. Căutarea unei stări de normalitate în orașul zguduit de violență persistă chiar dacă unii suspecți încă nu au fost reținuți de poliție. Între timp, anchetatorii duc o luptă disperată pentru a-i împiedica să atace din nou. Parizienii au lansat un apel prin intermediul rețelelor de socializare. Tu, o bistro, mai precis, toată lumea la bistro sau înapoi în baruri. Asta după ce Hollande a întrebat în cadrul unei conferințe ce ar face țara noastră fără cafenelele ei, concertele, evenimentele sportive sau muzee. Parizienii au revenit la viața normală, știind că Abed Al-Mid Abaoud a fost ucis în timpul raidului din Saint-Denis. Cu toate acestea, autoritățile spun că acțiunile nu au luat sfârșit.